Începutul sezonului rece aduce o creștere semnificativă a riscurilor de incendii la locuințe și gospodării ale cetățenilor, uneori consecințele fiind deosebit de grave cu victime sau persoane decedate, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Cauze precum sisteme de încălzire defecte, milice de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșul și burlane de fum defecte ori necurățate, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere conduc uneori la statistici îngrijorătoare. Pentru evitarea acestor situații de urgență, ISU transmite pentru cetățeni următoarele recomandări. Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare. La exploatarea coșurilor și burlanelor pentru evacuarea fumului, verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată. La exploatarea instalațiilor de încălzire pe bază de combustibil gazos, aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face după principiul gaz pe flacără. De asemenea, vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant.